Puțini sunt străinii cărora românii trebuie să le fie recunoscători pentru totdeauna. Printre ei, un francez, generalul Henri Mathias Berthelot, șeful misiunii franceze în România din timpul Primului Război Mondial. Atât de atașat devenise de români Berthelot, încât la Petrograd, în Rusia, în timpul unor negocieri, francezul este aproape acuzat cu admirație de către ruși. Sunteți mai români decât românii, i-a spus șeful marelui cartier general rus, generalul Gurko, lui Berthelot. Rușii nu erau departe de adevăr. Berthelot, militar pentru care datoria era sfântă, fusese trimis în fruntea a 1500 de francezi, ofițeri, piloți, medici, simpli militari, să salveze frontul de est, respectiv România. Adusese din Franța extrem de importante resurse: 200 de avioane, 2700 de mitraliere, 220.000 de puști, 2 milioane de grenade și 100 de milioane de cartușe. A reușit să reorganizeze armata română decimată în lupte. Era privit cu multă simpatie de către regele Ferdinand și regina Maria. În memoriile sale, regina Maria spune că la plecarea lui Berthelot din țară, acesta a ținut o cuvântare înduioșătoare și plânsărăm toți în hohote pe când el de-abia putea vorbi din pricina lacrimilor care îi curgeau pe obraji. Activitatea lui Berthelot avea să fie răsplătită de către statul român, pe lângă decorații, cu acordarea onorifică a cetățeniei române, a unei Românii mari, la unirea căreia contribuise. În ziua Unirii, la 1 decembrie 1918, Berthelot avea să spună: sângele eroilor căzuți în luptele marelui război să fie pentru tine, o frumoasă Românie, sămânța de noi virtuți, în așa fel încât copiii tăi să fie mereu demni de părinții lor și gata să-ți apere pământul sacru, atât de des invadat, dar în cele din urmă întregit prin efortul ultimelor generații. Militarul dur, capabil să-și trimită la moarte camarazii pentru a ieși victorios din luptă, nu avea să uite până în ultimele clipe ale vieții legătura sa strânsă cu România. Va lăsa moștenire statului român moșia pe care o primise în Transilvania de la regele Ferdinand, dar și importante sume de bani, cu condiția ca ei să fie folosiți pentru educarea unor tineri.